Noi avertizări de vreme severă emise de meteorologi. Până mâine seară vor fi în vigoare două coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni în cea mai mare parte a țării. Avertizarea cod portocaliu intră în vigoare de la ora 12 și este valabilă până sâmbătă seară la ora 23. În județele Bacău, Galați, Vrancea, Brăila, Ialomița, Călăraș, Buzău, Prahova și în zona de munte a județelor Dâmbovița, Argeș, Brașov și Covazna, va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și izolat 60-80 de litri pe metru pătrat. Ploi abundente vor fi și pe spații mici în celelalte județe din Muntenia și Moldova. De asemenea, la ora 10 a intrat în vigoare un cod galben de ploi și instabilitate atmosferică valabil pentru aproape toată țara. Doar regiunile de vest și nord-vest nu sunt afectate. În Muntenia, Moldova, Oltenia și în Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ și vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Aversele vor avea și caracter torențial pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe alocuri și în celelalte regiuni. Codul galben este valabil până sâmbătă la ora 23, dar meteorologii avertizează că vremea se va menține în general instabilă până la începutul săptămânii viitoare.